Hai să-ți arăt cum poți să faci 1000 de euro pe lună cu o trotinetă electrică. Păi, în primul rând, o cumperi pe micuța asta, ce are o autonomie de 80 de km. Bun, și poate te întreb cum ajut asta pe mine să fac 1000 de euro pe lună? Păi stai ușor că n-am terminat. După ce o iei, încep să o forjezi. Sau o bagi la Glovo, Food, Panda, Taz, pe unde mai vrei tu. Având o autonomie așa de mare, eu zic că va ajunge chiar pentru 2 zile cu un singur full. Aici depinde doar de voi cât de tare vreți să o trageți, că bani se fac. Viteza sa maximă este de 35 de km pe oră, dar noi oferim posibilitatea de limitare la 25 de km pe oră. Pentru necunoscători, 35 de km la oră e chiar mult pentru o trotinetă electrică sau pentru cine nu s-a mai dat pe ea, crede-mă, e foarte mult. În al doilea rând, de ce să nu livrez cu mașina? Păi din mai multe motive. Gazul e scump, GPL-ul e scump, e pe la 2,50 lei, parcă. 2. Rămâi blocat în trafic, în ambuteiaje. 3. Ai asigurare, ITP, impozit de plătit și așa mai departe. Nu mai zic dacă se strică ceva la mașină și ai nevoie să schimbi o piesă. Nu mai pierzi timp strofocându-te să găsești un loc de parcare în momentul când ai ajuns să livrezi mâncarea sau să ridici mâncarea de la restaurant. O tonă de cheltuieli. Păi nu-i mai rentabilă o trotinetă electrică pentru oraș? Cred că o să parcurgi 100 de kilometri cu 1 leu. Maxim 2. Ceva pe acolo. Trotineta asta costă 849 de euro, pe când un Logan pe gaz, mai de Doamne ajută, sare de 2000 de euro și nu mai zic dacă vrei Passat sau BMW, care ăstea sare de 3000 de euro. Tu ce părere ai? Merită investiția?